Sosită sâmbătă la Giurgiu, după ce a mai trecut prin alte orașe ale țării, actrița Stella Popescu ne-a încredințat că își dorește alegerea unor frage de talente giurgiuvene pentru înscrierea la școala de actori la care predă. Contra unei sume de 9 lei, 80 de copii din orașul nostru au fost înscriși de părinți la castingul organizat de cunoscuta actriță româncă. Recitând poezii sau interpretând diferite cuplete, au fost urmărit atent de organizatoarea acțiunii. Facem selecțiile în orașul respectiv, copiii se înscriu. Prețurile sunt modice pentru că știm că oamenii nu au bani, dar vor ca, mă rog, copiii lor să aibă preocupare și să învețe ceva și eventual să și detecteze niște calități. Pentru că a fi actor nu înseamnă să fii mai frumos și eventual să vorbești corect. Și sunt multe alte lucruri din sufletel și din interiorul copilului care te fac să vezi dacă el are sau nu are aptitudini pentru această profesie. Dintre cei circa 80 de candidați cu vârste între 7 și 17 ani, eventualii aleși ai actriței Stella Popescu ar urma să fie prinși într-un curs de pregătire care, odată absolvit, le-ar conferi micilor actori câteva avantaje. Facem selecția, ei pe fac 8 cursuri se fac, toate se fac sâmbătă sau duminică, depinde de cum e posibil în legătură cu școala ca să aibă ei liber. Și după aceea le facem un film, ei joacă într-un film, primesc CD-ul cu acest film, deci se pot lăuda cu el, pe urmă apar la televiziune, avem anumite posturi de televiziune care ne acceptă filmulețele astea să le vadă spectatorii, apar pe internet și așa mai departe. Ceea ce nu ne-a precizat actrița Stella Popescu este faptul că, pentru cursurile făcute la București, după castingul de la Giurgiu, eventualii cursanți aleși pentru școala de actorie trebuie să plătească 195 de lei școlarizarea în 2 rate. Apoi urmează, după absolvire, filmele și relațiile cu televiziunile de care actrița vorbea. Prezenți la casting, tinerii giurgiuveni au fost însă încurajați de actriță, prezentându-li se un film realizat cu absolvenții școlii de actori de la București. Sigur că această acțiune a urmărit și popularizarea cursurilor de la Școala Bucureșteană, la care predă cunoscută actriță.